De la miezul nopții, România iese din starea de alertă sanitară. După aproximativ 2 ani vor fi ridicate și o serie de restricții. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a făcut câteva recomandări ca pandemia să rămână sub control. Purtarea măștii de protecție în spațiile deschise aglomerate, în mijloacele de transport în comun și în spațiile închise. De asemenea, evitarea spațiilor aglomerate, indiferent dacă sunt în interior sau exterior, spălatul mâinilor și dezinfecția periodică a mijloacelor de transport. Prevederile referitoare la certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID și formularul digital de intrare în România rămân în continuare aplicabile. Utilizarea măștii, atât în spațiile exterioare cât și în spațiile interioare, nu va mai fi necesară sau nu va mai fi obligatorie este necesară și o să revin asupra acestor lucruri, dar nu va mai fi obligatorie. Nu vor exista limite privind accesul în diversele spații publice, fie că discutăm de spații comerciale, instituții de alimentație publică, instituții publice. Nu vor mai exista limite în privința orarului, iar la nivelul legislației care reglementează călătoriile, ia acel certificat PLF de localizare a călătorilor, nu va mai fi solicitat. De asemenea, la intrarea în țară nu va mai fi solicitat certificatul electronic COVID.